Wow! I'll be cheap. Barbie! A venit Barbie pe scena Ai Umor. A venit Barbie, s-a coborât Barbie întruchipată în această tânără superbă blondă. A venit chiar cu Ken, a venit și Ken. Bă. Mie mi-a plăcut păpușile Barbie. Blonde. Bine îmbrăcate. Fără consum de material în plus. Cum era o păpușă cu sâni. Eu mai văzusem păpuși cu sâni. Era o păpușă cu formă, era o păpușă cu care tu visai când erai mică să arăți ca păpușa. Poate. Hi, Ken. Hi, Barbie. Hi, Barda. Hello. Hi, Nadi. Hey. Hi, Barbie. Hi, Barbie. Hi, Ken. Eu sunt Barbie. Și am venit aici pentru a demonstra că și noi, cu pușelele blonde și din plastic, avem simțul umorului. Și nici nu suntem așa de că știți și voi ce se spune despre noi, astea cu părul foarte deschis, că ne pică greu fisa, că avem doar un neutron în cap și alte minciuni. Eu nu înțeleg de ce se face atâta vulvă pe subiect. Doar s-a demonstrat științific faptul că aspectul nu are cum să influențeze niciodată inteligența. Dar n-am venit să mă laud cu inteligența, pentru că până la urmă nu e meritul meu, că Dumnezeu m-a lăsat cu atâta bacterie cenușie în cap. E meritul lui. De fapt, eu am venit aici, împinsă de la spate, de prietenele mele. Pentru că am rămas fără benzină pe drum. Zis și făcut. Am deschis laptopul. Am scris câteva glume, e adevărat că fiind scrise de mine, pe unele nu le-am înțeles nici eu foarte bine. Că i-am și scris de la de doctor. Da, măcar sunt amuzante. Prima glumă. Sau, pentru cei care nu înțeleg, gluma 1. Fetelor, știți ce trebuie să faceți pentru a arăta ca păpușa Barbie? Trebuie să mâncați bine. Găsiți un medic, de preferat estetician, combinați-vă cu el și mâncați-l. Mâncați-l de bani, fetelor. Până ajunge să arătați ca mine. Psycho. You know, eu am vrut să mă uit la Barbie, la film, dar acum după momentul să nu mă uit. Mi-mi place foarte tare culoarea roz. Că tot am vorbit mai devreme de culori. Știți ce culoare au florile de roz marin? Albastre. Măi, dacă sunt albastre, atunci de ce nu se numesc bleu marin? O Barbie psycho, adică mă așteptam din când în când să scoată un cuțit să ne hăcuiască pe toți, sau să-l taie pe Ken, să îi smulgă capul, să facă, pentru că tot era. O altă chestie pe care nu o înțeleg este asta cu încălzirea globală. Nu înțeleg ce e așa mare tragedie că nivelul mărilor o să crească cu 30 de centimetri până în 2050. Ce? Ne doare mâna să ne mutăm cu jumătate de metru mai spate? Cu prosopul? Asta e bună. E bună, dar zisă. Am simțit că nu
se joacă cu păpușa deloc. Și m-am necăjit că a murit copilul din ei interior, așa. O să spuneți că mersul pe jos face piciorul frumos. Ok, bun, bun, bun. Și cu celălalt picior ce facem? Nu vedeți că habar n-aveți ce spuneți? Dacă nu dați like, vă sparg. Vă sparg. Erau foarte serioși, erau niște adulți serioși triști, care nu s-au bucurat de Barbie. Și în momentul în care nu te mai bucuri de Barbie, nu se mai bucuri de viață. Odată au făcut roșu în gât de la niște persicuțe frigide. Că le-a păstrat Ken la frigider. Și când le-am scos, erau atât de frigide că abia am putut mușca din ele. I-am povestit medicului și mi-a spus: Barbie, nu erau frigide, erau înghețate. Păi cum să fie înghețate, domn doctor, dacă eu v-am spus clar că erau persicuțe? O altă întrebare pe care o primesc des este: dacă sunt de acord, evident, pentru reducerea poluării și salvarea planetei, în caz că vă interesează, mie chiar îmi pasă. De fiecare dată când dau drumul la aerul condiționat, fie în casă, fie în mașină, las geamurile deschise să se răcorească și afară. Eu? Voi. Barbie? Măcar fac ceva. Voi? Ce faceți? Mulțumesc!